Filmul începe cu un ofițer de poliție care arestează un grup de infractori. Acesta îi aduce și îi predă unei agenția care îi urcă într-un avion și amenință că îi va arunca dacă nu îi spun unde se află o persoană pe nume Bane. Aflăm că Bane este un criminal foarte periculos. Unul dintre criminalii arestați cere să vorbească cu agentul. Îi se ia acoperirea de pe față și se dovedește a fi Bane în carne și oase. Acesta a fost planul său de a se urca în avion. El se dezleagă și bate pe toți soldații, omorându-i. Apoi oamenii lui Bane sosesc un alt avion și distrug avionul SIA. Bane ia o static un cercetător în domeniul bombelor nucleare. Ne mutăm în cealaltă parte a lumii, în casa lui Bruce Wayne. Are loc o petrecere la care sunt prezenți toți oamenii bogați și importanți din oraș. Cu toate acestea, Bruce Wayne lipsește. Când Alfred își dă seama că nu este acolo, se duce la una dintre fetele din bucătărie și o roagă să-i aducă mâncare și băutură lui Bruce Wayne în camera sa. Când fata intră în cameră, îl întâlnește pe Bruce obosit și rănit. Descoperim că această fată nu lucrează în bucătărie, ci este de fapt Catwoman și se numește Selina, iar ea este foarte puternică ca Batman, în timp ce uniforma era doar o deghizare. Văzând slăbiciunea lui Bruce, ea profită de situație și fură colierul care a aparținut mamei sale. De asemenea, ea îl trântește pe Bruce la pământ, rupându-i bastonul. Bruce nu încearcă să oprească pentru a nu arăta că este sănătos și pentru a nu dezvălui identitatea de Batman. Când ea fuge cu Prada, el se duce la ascunzătoarea lui din peșteră și analizează amprentele fetei. El descoperă multe chestii despre ea, printre care și faptul că i-a furat amprentele, iar acest lucru este foarte ciudat. Ea vinde amprentele lui Bruce unui infractor, dar există o neînțelegere între ei cu privire la preț. Așa că ea folosește un telefon furat de la un politician care se afla în restaurant și cheamă echipa SWAT care ajunge imediat. La sosirea echipei SWAT, fata se preface că este speriată și plânge isteric. Comisarul Gordon ajunge la fața locului și este martor la fuga restului bandei prin țevile de canalizare. Îi urmărește, dar unul dintre membrii bandei l-atacă și îl bate. Inconștient, el este dus la Bane. Descoperim că Bane și oamenii săi trăiesc în canalele orașului. Bane se enervează când îl aduc pe Gordon și le spune că ar fi mai bine dacă l-ar ucide. Gordon își recapătă cunoștința și scapă de înainte ca aceștia să-l ucidă. Bane și oamenii săi îl împușcă și reușește să-l rănească gravă. Din fericire, John îl găsește și îl duce la spital, deoarece starea lui este critică. John se duce la casa lui Bruce și îi spune ce se întâmplă cu Gordon. De asemenea, îi explică faptul că Bane are o întreagă armată sub oraș și îi spune că știe că el este Batman. În cele din urmă, îi cere să se întoarcă pentru a se lupta cu Bane și armata sa înainte ca orașul să fie distrus. După asta, Bruce se deghizează și îl vizitează pe Gordon la spital. Gordon începe să-i vorbească despre Bane și oamenii săi și despre cât de periculos sunt, spunându-i că dacă Batman nu se întoarce, orașul va fi distrus. Bruce se duce apoi la o petrecere. Acolo întâlnește pe Miranda, care îi spune că lucrează la un proiect de energie curată și îl roagă să cumpere reactorul pe care l-are la compania sa, deoarece are nevoie de el pentru proiectul său. El îi spune că se va gândi la asta. De asemenea, o întâlnește pe Catwoman și dansează cu ea. El îi spune că știe că a furat colierul mamei sale, așa că le ia înapoi și pleacă. Când pleacă, regretă că a luat înapoi colierul, pentru că astfel i-a dat șansa lui Catwoman să-i fure mașina. Se întoarce în ascunzătoarea sa și instalează un accesoriu la picior pentru a putea merge din nou normal. Apoi îmbracă costumul lui Batman pentru a se întoarce să protejeze orașul. Pe de altă parte, Bane și oamenii săi reușesc să acoase clădirea bursei de valoare a orașului și să preia controlul. De asemenea, au reușit să pătrundă în toate dispozitivele și să modifice sistemul bursier și să controleze acțiunile și fondurile companiei. Poliția sosește la fața locului, dar Bane și-a pregătit un plan de evadare. Planul său este ca un grup de oameni ai săi să iau statici și să fugă cu ei pe motocicletă în fața poliției. În acest fel, poliția nu va putea deschide focul pentru a nu risca să ucidă staticii. Dar se pare că planul nu a funcționat, deoarece Batman s-a întors și a început să-i atace pe oamenii lui Bane, urmărindu-i. El reușește să salveze persoanele. Din nefericire, poliția începe să-l urmărească pe Batman, deoarece îl consideră un criminal. În cele din urmă, poliția reușește să-l prindă pe Batman pe podă. A doua zi, Alfred încearcă să-l convingă pe Bruce să stea departe de Bane, deoarece este un adversar foarte periculos. Acesta, bineînțeles, refuză. Alfred îi spune că va pleca dacă se decide să-l înfrunte pe Bane, pentru că nu suportă să-l vadă cum se distruge cu propriile mâini. Bruce rămâne inflexibil în ceea ce privește decizia sa și chiar în acea seară, Alfred părăsește casa. A doua zi, Fox vine să se întâlnească cu Bruce, care îi spune că firma este în pragul falimentului din cauza ceea ce a făcut Bane pe piața bursieră. El îi spune că singura modalitate de a salva compania este să vândă reactorul Mirandei. A doua zi, Miranda sosește cu Fox și se întâlnesc cu Bruce la companie. Acesta nu are altă soluție decât să-i vândă reactorul nuclear. Mai târziu, el merge la o ședință a companiei și este surprins de faptul că acțiunile sale au fost vândute investitorilor și că acum nu mai deține nimic din compania pe care o are. În acea zi, se întâlnește cu Selena și o roagă să-l ducă la sediul lui Bane. Ea îl duce într-adevăr acolo, dar descoperim că totul a fost o trădare dublă pentru a-l preda lui Bane în schimbul banilor. El este prins acolo, fiind obligat să se confrunte cu el. Selena este șocată când descoperă că Batman este Bruce, care întotdeauna s-a prefăcut a fi fragil și neajutorat. Descoperim că Bane este ucenicul unei persoane numite Liderul Demonilor. Bane a făcut toate acestea pentru a se răzbuna pe Batman, pentru că i-a ucis maestrul.
dar Bane este mai puternic și îl învinge fără probleme. Apoi le cere oamenilor săi să-l ducă la închisoarea gropii morții. Această închisoare este sub pământ, la o adâncime foarte mare, iar singura modalitate de a ieși este să-i scaladeze peretele. Această operațiune este aproape imposibilă. Bane îl întâlnește pe Bruce în închisoare și îi spune că nu-l va ucide, dar îl va face să sufere până la moarte. El îl informează că a lăsat un televizor pentru a putea urmări știrile în direct atunci când va distruge orașul. Bane se duce la sediul lui Bruce, preia controlul și a toate armele companiei. De asemenea, el aranjează ca omul de știință rapid la începutul filmului să transforme reactorul companiei într-o bombă. Poliția ajunge la cartierul general al lui Bane sub conductele de canalizare, dar acesta plasează bombele acolo și le detonează exact la timp, închizându-i pe toți polițiștii sub pământ. În același timp, el aruncă în aer un teren de fotbal și stă în mijlocul terenului cu un microfon în mână, spunând că va distruge orașul în zilele următoare. Apoi îl ucide pe omul de știință care a construit bomba și este și singurul care știe să oprească. Nu mai există nicio modalitate de a opri bomba. De asemenea, el eliberează prizonierii din închisoare, astfel încât criminalii să provoace haos. Bane își împrăștie oamenii și mijloacele militare peste tot pentru a deveni conducătorul orașului. Guvernul trimite armata în oraș prin podă. Unul dintre oamenii lui Bane se întâlnește cu comandantul armatei. Acesta îi spune că dacă armata intervine, orașul va exploda și toți locuitorii vor muri. De fapt, din acest motiv, armata nu poate face nimic. Președintele american emite o declarație în care informează pe locuitorii orașului că nu poate face nimic pentru ei și că ofițerii rămași în oraș trebuie să se ocupe de această problemă. Bruce încearcă să se vindece prin toate mijloacele după ce și-a rupt spatele. Un medic din închisoare îl ajută. De fapt, odată cu trecerea timpului, Bruce reușește să se ridice în picioare. Gordon și John îi adună pe agenții rămași și formează o echipă pentru a-l ataca pe Bane și pe oamenii săi. Dar într-o operațiune, Gordon este arestat împreună cu un grup de agenți. Ei sunt judecați de către criminali care decid să execute. Bruce își recapătă sănătatea și începe să se antreneze cât poate de mult pentru a escalada zidul și a ieși din închisoare. Într-adevăr, după ceva timp, reușește să escaladeze zidul și să evadeze. Apoi o întâlnește pe Catwoman și cere ajutorul pentru a proteja orașul. Ei se duc la Fox și îl salvează. Acesta și-a echipamentul și armele și se duce la Gordon și John, îi ajută și îi eliberează împreună cu restul agenților. A doua zi, începe lupta dintre agenți și banda lui Bane. Agenții sunt speriați și reticenți, dar Batman sosește și încurajează. Începe bătălia crâncenă între Bane și Batman. Bruce reușește să-l învingă cu ușurință pe Bane. El îi cere butonul de activare a bombei, dar Bruce sosește Miranda și îl înjunghe pe Bruce. Descoperind că nu este o femeie de afaceri, ci fica profesorului ucis de Bruce în partea anterioară a filmului. Acum i-a venit să se răzbune. Butonul de activare a bombei se află la ea și la pasă în fața lui Bruce, dar nu se întâmplă nimic. Acest lucru se datorează faptului că Gordon aburea semnalul bombei, împiedicând explozia. Femeia decide să-l ucidă pe Gordon cu propriile mâini și să lase pe Bruce pe mâna lui Bane. Catwoman ajunge la timp și îl salvează pe Bruce. Aceasta din urmă începe să urmărească pe Miranda înainte ca ea să detoneze bomba. Urmărirea se termină când camionul în care se află bomba se răstoarnă, iar Miranda, înainte de a muri, îi spune lui Gordon că activa bomba. Bruce nu are de ales decât să lege bomba de avionul său și să o ia cu el. Bomba explodează și Bruce moare. John decide să renunțe la insigna de polițist după comportamentul militarilor. Ofițerii reușesc să controleze din nou situația. Gordon le spune tuturor că Bruce Wayne a murit în timpul haosului din oraș. Se ridică o statuie pentru sacrificiul lui Batman. Întreaga avere a lui Bruce devine proprietatea lui Alfred. Gordon descoperă că semnalul lui Batman a fost reparat și este foarte surprins. John primește un mesaj care îi spune să meargă într-o peșteră pentru a finaliza misiunea lui Batman. În cele din urmă îl vedem pe Alfred într-un restaurant și vedem că Bruce stă cu Selena, unde aflăm că acesta activa pilotul automat înainte ca avionul să explodeze, înșenându-și moartea pentru a putea trăi în sfârșit în pace. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!